Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi începem un nou daily vlog și ziua de astăzi cred eu că va fi una destul de interesantă, însă ziua de ieri a fost una poate și mai interesantă, o să vedeți imediat, o să vă arăt ce s-a întâmplat ieri. Ce voiam să punctez este că, probabil știți, ați mai văzut sau ați mai înțeles asta din daily-urile mele, eu sunt de meserie medic-dentist. Îmi iubesc foarte tare meseria, o fac cu foarte multă pasiune, însă cumva, în viața mea, sunt prea mulți dinți. La cabinet, dinți. Acasă, dinți, pentru că și Andrei este tot medic-dentist. Prietenii noștri, majoritatea prietenilor noștri, sunt tot în domeniu pentru că am fost colegi de facultate. Așa că atunci când ne întâlnim, vorbim despre, ghișce, dinți. Când m-am apucat eu de chestia asta, ca un hobby, nu m-am gândit niciodată că o să filmez un vlog în cabinet, însă asta s-a întâmplat ieri, pentru că era oarecum de înțeles. Atunci când vin youtuberi în cabinet, se lasă cu filmare. Vă las vă o filmare aici despre ce s-a întâmplat ieri la cabinet și după aia revenim astăzi. Astăzi nu sunt acasă, probabil ați putut observa deja treaba asta, sunt la cabinet și astăzi o să facem un vlog așa scurtuț din cabinet pentru că avem un pacient foarte special care este nerăbdător și așteaptă în sala de așteptare. Mamă! Mă dor toate, mă dor stomac, m-a luat treburile de aia. Da? Ai fost la baie? M-a luat, dar știi cum? Transpirații, toate alea. S-a văzut. Oh, mulțumesc! Să am trebuit să mă spune exact cum zic că tu vei. Da, da, așa o beau. Nu știu ce, de ce îmi flicără imaginea, Cristi? De la becă. Și ce pot să fac? Uite, stinge luminile și deschizi. Ia, stinge lumina. Ah, it's better. Da, ea nu trebuie să vadă la mine în gură, lumea să vadă vlogul. La mine în gură, dacă dă fail, who cares? Eu am acolo lumina, lumina specială. L-a apucat diareea. Nu! De emoții. Nu, chiar mă doare stomacul, mă doare stomacul. Eu zic să plec în casă, că treci sigur. Da, da, trebuie să mănânci, te facem anestezie. Dar eu nu știu nici el, te rog. Da. Nu vreau să mai zic de bumești, chiar te grăbești? Nu mă grăbesc, da? Așa, încet, încet, ne pregătim. Să te introducem la atmosferă. Da. Ai da, de viață! Asta mare! Dar poți să-i vezi un crocodil pe ea și nu mai vezi. Da, vrei să spunem crocodilul care îl pune la copii? Avem unul roz și unul verde. Poți să-ți alegi. Dar eu spune că mă, nimic nu o să funcționeze. Adică eu o să mă simt rău oricum. Dacă eu cred să faci anestezie totală... Sau două bucături, vezi cum te anesteziezi total. Dă-i! Ok. Da. Și viziera mea. Să-mi vrei să o filmezi pe asta așa cum arată ca un instrument de tortură? Să-mi faci o anestezie la stomac, că mă doare stomac. Nu știu dacă v-am zis. V-am zis? Coroana. Ea, regina mea. Pune-ți coroana. Injecția doare, nu? Asta, injecția doare. That's the only thing that really hurts. Câte injecții faci? Câte trebuie. Câte? 20. Ori. Ce vorbiște-o? Serios? Cu injecții, nu? Nu, na, e, fac una pentru câtă dura, ce ai? Atunci câte faci? Câte trebuie, mă? Trei? Mai multe. Pe bune? Da. Hai, bă! Lasă moale. Moale, 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 moale. Moale, lasă moale. Hai, moale! Nu moale, dar fă mai mic atunci. Așa. Și aici am dă-mi cu unul, bata. Ești sigur? Nu știu, m-a fugit. Când te-a văzut cum te plângi, s-a dus să-l găsească pe altul. Când mai avem? Mai avem mai puțin de jumate. Awesome. Pe bune? Mhm. Alea, bă. Promocul s-o venit. Sigur o să scurgă din gură. M-a scupat?
Nu-ți fac așa gură, că eu am pot. Nu, nu poți. Dar cum a fost? Naș. Dar te-a durut? Mă dă răstu acum. E bun, dar ce ți-am făcut eu te-a durut? Dar oricum e nașpa, măi. E nașpa pentru că te gândești tu la treaba asta și pentru că ți-e ție frică, că altfel dacă te gândi la altceva, n-ai avea tu treabă că rușcă eu acolo. Da, mă, ia să te văd. Ești tare simpatic. Da, da, o să revii. Cum? Ce trebuie să fac? Nimic. Pierd, cu gura normal, da? Mă, cai. Ia să te văd. Lasă-o acolo, să. Ce a zis? Nu, nu, nu mai știe ce. Deci n-am mână grea, da? N-am mână grea, da? Nu, serios acum. Nu, a fost super ok. Păi nu mă duc mai mult stomacul, adică. Ți-a fost frică degeaba. Și acum ce trebuie să fac? Nimic. Să nu bei jumătate, să mănânci două ori. Că dinții sângerează așa? Sau asta e crema aia? E crema, nu e sânge. Hai, bă, o să fii bine. Până mâine mai nimic. Asta e meu. Am revenit, voiam să vă spun că a fost hilar ce s-a întâmplat ieri, a fost cu multă bășcălie, cu voie bună, până la urmă i-a mai trecut și anxietatea lui Cristi, a fost ok, pacientul a supraviețuit, deci totul este bine. Astăzi însă urmează să facem niște pregătiri, pentru că am vorbit cu Cristi și Ralu și au hotărât să mai stea câteva zile prin țară înainte să plece către următoarea lor destinație și mi-a venit mie ideea să mergem la Văliug. Văliugul este un lac de acumulare și o stațiune în care în ultimii ani a luat foarte mare amploare. Eu n-am mai fost acolo de vreo 13 ani, când obișnuiam să merg la Gărâna. Foarte des mergeam acolo weekend, pentru că aveam un prieten care avea cabană. Cumva m-am cam săturat și n-am mai vrut să merg în ultimii ani deloc în partea aia, dar am înțeles că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Stațiunea și, mă rog, sunt cluburi pe acolo, sunt o felul de activități de făcut, deci cred eu că o să fie un weekend interesant dacă mergem acolo. Numai că, cum ne-am hotărât noi așa peste noapte să facem treaba asta, am tot căutat cazare și n-am găsit nimic available. Așa că avem un cort pe undeva prin pod, o să mă duc acum să-l caut. Poate mai luăm încă un cort de împrumut ca să nu dormim toți patru într-un cort, chiar dacă cortul nostru este mare, de patru persoane, dar ar fi chiar ciudat să dormim toți patru în cort două nopți. Așa că mă duc în pod să caut cortul și o să fie distractiv pentru că eu n-am intrat niciodată în pod, Andrei tot timpul se ocupă, el bagă, el scoate chestii de acolo. Sper să-l găsesc și sper să fie ok, pentru că am avut foarte mulți șoareci în pod în primul an, cred, când ne-am mutat aici, sau și primul și al doilea, oricum până ne-a luat pisicile, am tot avut șoareci în pod și sper eu că n-au rost cortul și că au găsit altceva de mâncare. Așa că țineți în pumnii, pentru că dacă nu e cortul într-o stare bună, s-ar putea să nu mai putem pleca, ceea ce nu aș vrea, pentru că am făcut deja planul pentru weekendul ăsta. Hai. Oh my god, cât spui anjuni! S-auzi ceva în pod. Se aud tot felul de sunete și nu știu dacă e de la furtuna care e pe cale să înceapă afară sau sunt chestii mișcătoare pe aici prin pod. Am găsit cutia cu cortul, dar n-am nicio șansă să o dau jos singură. Poate dacă o deschid?
A reușit de a scos sacii de dormit care erau mai ușor, dar cortul e oricum foarte greu, n-am nicio șansă să-l scot de acolo singur, așa că am nevoie de ajutor. Ioana! Și cutia unde e? Acolo, o să vezi că am tras-o eu un pic într-o parte. O venit Ioana să mă ajute, pentru că Ioana e soțul meu de împrumut. Da, sunt plin de vopsea învățați la mine, vopsesc un gard de Andrada, m-a întrerupt că îi place. Să te întrerup? Da, de la muncă. Uite, asta e cutia. Asta? Mhm. Păi oare și eu mă duc, nu, eu mă urc, da. Păi stai, tu vrei ce e în cutie? Eu am dat jos tot ce e în cutie, numai cortul, dar cortul e foarte greu și cutia nu pot să o deschid, că e legată cu bandă și am deschis-o numai pe parte. Bine, tot să mă urc. Da, hai, zi-mi cu ce te ajut. Cu nimică deocamdată. Eu zic să stăteai la toate dacă nimic. Păi nu, că e foarte greu, tu cred că o să-l lași în jos și eu îl iau. Asta e, cu ea îndrata. Poți? Sau mă lași pe mine? Nu, lasă, deci, lasă, 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 lasă. Nu. Pot. Sigur? Lasă. Da, lasă, lasă. Stai! Să ce-am întrebat! Stai că ne-am descurcat. Hai tu! Yes! Știi ce vreau să lasă? Andrada, care are 40 de kilograme cu tot cu rochiță. Sigur? Da. Bine. Mersi, Ioana, din suflet. Cu plăcere. Nu, eu n-aș fi putut să o dau. Adică mi-era frică să nu pic. Am reușit într-un final cu cortul ăla. M-a ajutat Ioana, că fără ea nu m-aș fi descurcat. Și oricum am reușit de mi-a dat cu cutiocul ăla în cap. După care m-au sunat ai mei că vin să ia copiii, așa că trebuie să mă ocup de ei să-i pregătesc. Le-am făcut bagajul, au venit ai mei, au luat și acum trebuie să plec până undeva la 20 de kilometri de Timișoara. M-a sunat Andrei să mă duc să semnez ceva. Și trebuie să ajung acolo până la 3:30, acum fiind ora 2:30. Deci într-o oră ar trebui să fiu acolo. Asta înseamnă că ar trebui să plec acum de acasă, numai că aici s-a pus un potop de ploaie și o furtună. Întorc camera și vă arăt acum. Ia uite cum plouă. Sper că vedeți prin geamul meu că cade muște. Opa. Da, mai stau vreo 5 minute, dacă nu se oprește ploaia, o să plec, așa că n-am de ales. Am ajuns într-un final acasă, e ora 6:30 după amiaza. M-am dus la notar și, funny story, deci așa coincidență, am mai pățit o coincidență foarte, foarte mare în viața mea și asta cred că e a doua coincidență majoră. Mă duc la notar, care ne este și prieten, și stau acolo în birou și intră o tipă, roșcată, pe la 40 ceva de ani, intră înăuntru un birou. Tu ești cu Mercedes-ul roșu? Zic eu, da. Și zice și numărul de la mașină. Zic eu, da, mă gândeam, ce-am făcut? Am parcat aiurea? Eu știu că am parcat regulamentar. Și mi zice, asta e mașina mea. Zic, păi, sunt destul de sigură că e mașina mea. Adică mi-amintesc foarte cald când am plătit-o și când am semnat contractul. Și mi-a zis că a fost mașina ei, a dat-o la buyback și a cumpărat un GLE de 74.000 de euro. Și eram, ok. Am întrebat-o, de ce a vândut-o? Care a fost motivul? Și mi-a zis, era cam cheală așa. Nu mi se pare mașina asta cheală, în afară de faptul că n-are climatronic și este un lucru care mă enervează groaznic, că la Fiat aveam climatronic. Chiar nu e cheală mașina. Dar mă rog, în comparație cu GLE-ul care și l-a cumpărat ea după, da, e cheală, adică nu există termen de comparație. Și da, a fost foarte, foarte funny faza. Și după aia am plecat de acolo și zic, ia să mă duc până la mall, pentru că n-aveam nicio bluză groasă și dacă mergem cu cortul îmi trebuia un rolling, ceva de dormit la cort în cazul în care e frig pe timpul nopții. Și am intrat în mall și erau reduceri la mall. Eu n-am mai fost la mall de mult, nu mai știu de când. Nu știu cum se face, că întotdeauna când mă duc la mall chitită să cumpăr ceva, nu găsesc nimic. Și de fiecare dată când mă duc fără nicio așteptare, vin așa, cu 3 plase mari acasă.
Inițial m-am dus după o bluză mai grosuță așa de training, pentru că n-aveam niciuna. Am luat asta și încă două, la fel, mă rog, în același stil. Și încă multe altele. Sunt reduceri la mall, în cazul în care vă interesează, au reduceri chiar mari. Adică mi-am luat tricouri de la Reserved. Astea, aproape toate sunt tricouri. Am doar o singură pereche de pantaloni care au fost mai scump. Restul sunt tricouri cu 19 lei, cu 26 de lei, 19 lei 99. Și pantalonii au fost 170, dar tricouri foarte, foarte mișto. Mi-am mai luat și de pe la Sinsay ceva. La Sinsay inițial m-am dus după astea pentru că știam că au și sunt foarte ieftine. Astea au fost 30 de lei. Nu o să vă arăt acum tot ce am cumpărat. Poate fac un haul zilele următoare. Să-l vedeți voi joia viitoare. Ar fi o idee. Lăsați-mi în comentarii dacă sunteți curioși. Chiar am luat chestii faine. Și de pe la New York m-am mai luat niște accesorii și o pereche de Jaegeri. Da, sunt foarte, foarte mulțumită de sesiunea de cumpărături de astăzi. Chiar dacă nu era planificată, am și eu în ce să mă îmbrac mâine la Veliuc. Acum o să mă pun și eu să scot din plase, poate îmi fac și bagajul pentru Veliuc și încerc și ce am cumpărat, pentru că nu am avut chef să stau în mall, să încerc, eram oricum obosită și acum după sesiunea asta de cumpărături sunt frântă, vine să mă duc să mă culc, dar nu o să o fac. Mă duc să pun astea și revin. Am zis că nu vă arăt nimic astăzi, dar nu am cum să nu vă arăt rochița asta, este absolut superbă, e super simplă, n-are nimic deosebit, e așa mai lungă în spate, mai scurtă în față, are și volănașul ăsta care o face mai interesantă, alb cu negru, partea care mă încântă cel mai tare este când vine turnată, deci cred că nici dacă era făcută la comandă nu venea așa de fixă, e, deci nu mai e loc pentru nimic, dar în același timp e super confortabilă și cred că este singurul obiect de îmbrăcăminte care mi este fix în zona asta pieptului. De obicei, la mine toate maiurile, toate tricourile, toate bluzele, toate rochițele îmi sunt super largi aici sau se cască când fac așa și chestia asta mă enervează maxim, dar nu e cazul ei. Îmi place că merge foarte fain și cu Adidas, merge și cu sandale, în funcție de... Vă rog frumos să ignorați echipamentul de camping. Am zis că nu mai are sens să-l mut de aici pentru că urmează să intre direct în mașină. Și mai am încă una, tot de la Sinsay, abia aștept să încerc și pe aia și vă arăt și pe aia și atât. Restul vi-l arăt în haul, promit. A doua rochiță este asta, care pare o rochiță așa simplă, flu-flu de vară, lungă până în pământ. Mi-e chiar un pic cam prea lungă, s-ar putea să trebuiască să o scurtez un pic sau să o port cu niște sandale cu platformă. Dar ceea ce o face... E destul de banală ea, așa, are un detaliu aici în talie, nu știu dacă puteți voi să-l vedeți, dar ce o face specială este faptul că pe dedesubt are pantaloni scurți și e super confortabilă, e dintr-o viscoză, cred că e asta, foarte, foarte confortabilă. Îmi place maxim și asta, și asta îmi vine bine, nu e așa de fixă ca cealaltă, dar tot XS, ambele sunt XS. Ce să fac dacă sunt scundă? Am 1,58 m, nu știu dacă v-am zis. Toate chestiile lungi, mie îmi sunt prea lungi, dar îmi place maxim. Foarte, foarte happy sunt. Nu știu cât a fost asta, cred că vreo 60-70 de lei. 79 de lei. Dacă totul merge bine, noi ne revedem în următorul vlog, care va fi de la Veliuc. Dacă totul merge, nu știu ce tot zic chestia asta, dacă totul merge bine, de ce am cumva feeling-ul că ceva nu o să meargă bine. Sper să mă înșel să nu fie așa. Până data viitoare, v-am pupat, aveți grijă de voi. Ca de obicei ne auzim mai jos în comentarii. Nu uitați să dați un like și subscribe dacă nu v-ați abonat încă la canal. Și da, ne vedem în următorul. Pa, pa!